Ilinca e o strălucire aparte. Se datorează cumva iubirii? Se datorează și iubirii. Cred că iubirea în viața mea n-ar fi apărut dacă n-aș fi ajuns eu la un echilibru. Și cum ai ajuns la acel echilibru perfect pentru tine, să spunem așa? Echilibrul ăsta perfect, cum l-ai numit, nu l-aș numi neapărat perfect. Echilibrul e un lucru pe care îl găsești și muncești în continuu la el. Forma lui perfectă, cred că e așa, o utopie. N-ajungem niciodată la echilibru acela pe care poți să-l menții o viață. Trebuie în continuu să lucrezi. Am încercat să mă cunosc mai mult, să mă descoper, să descoper ce e în sufletul meu și strălucirea a venit înainte să vină iubirea. După aceea, strălucirea este menținută și prin iubire. Ți-ai întâlnit marea iubire? Da! Credeam că o să zici jumătatea perfectă și iar voiam să intervin și să-ți spun că eu nu cred în jumătățile perfecte, eu cred în oameni întregi care aleg același drum în viață. Și da, mi-am găsit omul întreg. Cum te visezi în ziua nunții tale? Fericită mă visez, fericită și de mână cu bărbatul meu. Cum va fi nunta ta? Și când va fi nunta ta? Mai avem 30 și ceva de zile. Ce frumos! Da, nunta este în iulie. Este o nuntă restrânsă cu apropiații noștri. Este o nuntă așa pe sufletul nostru, așa cum ne-am dorit-o. Ți-ai organizat-o singură sau ai apelat la specialiști? Singură. Ai vreo tematică? De fapt, nu singură, alături de Mihai. V-ați organizat singur, da, nunta? Da, da. Cum va fi rochia ta de mireasă? Rochia mea de mireasă va fi o rochie destul de simplă. O rochie pe care încă n-am văzut-o. Da. La sfârșitul acestei luni voi pune rochia de mireasă pe mine. N-am visat de mică să am rochie de mireasă cu trene, cu cristale și cu alte lucruri. Este o rochie simplă și foarte frumoasă. Așa cum mi-am dorit-o. Și ce accesorii vei purta? Cred că niște accesorii foarte, foarte minimaliste. Nu. Pantofii ai zis că ți-ai luat deja, nu? Pantofii mi-am luat chiar astăzi, i-am văzut. I-am comandat și astăzi mi-au ajuns, i-am probat, i-am pus în cutie la loc și o să stea acolo ascunși. Și de machiajul tău, de părul tău, cine se va ocupa? Eu, să știi că de obicei mă machiez singură și astăzi sunt machiată singură și în fiecare zi mă machiez singură, dar uite, la nunta mea o să las pe cineva să mă macheze. De părul meu o să se ocupe o prietenă chiar, care asta face și mi-a fost alături în ultimii ani și am încredere în ea, dar nu te gândi la ceva foarte complicat. Și în ziua anunții o să fie o coafură foarte simplă. Nu coc, nu... Nimic complicat. Nimic complicat, nu? Ceva ce te reprezintă pe tine, așa cum ne-ai obișnuit. Ești pregătită pentru viața în doi? Deja trăiesc o viață în doi. Nu cred că acel act va schimba ceva între noi. Dar să devii mamă, ești pregătită? Va urma. Vai, ce va urma la un moment dat. Va urma. Da. Vrei să ne spui ceva? Nu, încă n-am nimic de spus. Atunci când o să am ceva de spus, o să zic. Dar nu, încă nu. Așa, hai să le facem pas cu pas. E nunta cu luna de miere. Unde va fi luna de miere? În America o să plecăm. Și va fi o lună de miere? Nu chiar o lună, dar... Va fi o perioadă frumoasă, de-abia aștept. Vacanța de vară se va transforma în luna de miere.